Bună seara și îmi face o deosebită plăcere această zi de miercuri, pentru că ne întâlnim cu voi într-o nouă ediție Step by Step. Sunt Consuela Bălașa, evident nu pot fi singură în platou. Alături de mine se află Florina Marie, care este masterând în psihoterapie, coach și trainer pentru cuplu, adică furnizorul nostru de informații prețioase pentru a ne îmbunătăți relațiile. Te salut, Florin! Salut, Consuela! Înainte de a face trecerea firească și frumoasă către subiectul de astăzi, am găsit un scurt material care vorbește cumva despre acest triunghi dramatic. Nu este nimic revoluționar, doar că nu am fost capabilă să-mi însușesc textul, așa că te voi ruga să mă lai să-l citesc puțin. Deci ești o victimă. Sunt, dacă ești incapabilă. Recunosc, m-am făcut vulnerabilă. Și vă cer îngăduință. Poate fi dificil să ieși din acest rol fără un ajutor specializat, fiind nevoie de monitorizarea unei persoane din afară. Din acest motiv, este recomandat să se apeleze la un terapeut. Cu timpul, faptul că ești mereu încărcat de negativitate și de emoții neplăcute va genera boli psihosomatice, începând cu slăbirea sistemului imunitar. Un motiv în plus să schimbi acest mod de relaționare și raportare la lumea din jur. Ne aflăm într-un triunghi dramatic pe care l-am analizat destul de bine și astăzi facem trecerea către adultul emoțional, adică spre vindecarea supremă, cred că este vorba în acest context. Ce este adultul emoțional? Ce este triunghiul dramatic? Facem o scurtă recapitulare către azi. Da. Hai să răspund aceste întrebări scriind. Îmi place când le scrii. Da. Este mai ușor de înțeles. Ceea ce o să vă prezint în continuare este teoria lui Eric Berne, care vorbea despre cele patru poziții perceptuale. Bun. Și el spune așa. Când ne naștem, sau mai precis în primul an de viață, poziția din care copilul relaționează cu părintele este cam asta. Copilul. Prima parte este a rolul copilului. Eu nu sunt ok. Tu, părinte, ești ok. Asta este poziția, hai să scriu aici în paranteză, o poziție de victimă. Da? Copilul nu este ok. Părintele este ok. În alte cuvinte, ca să mă înțeleagă lumea repede, părintele este undeva sus, copilul este undeva jos. Asta e prima poziție pe care o simte copilul în primul an de viață. De ce? Copilul chiar, într-adevăr, nu este ok din ce punct de vedere? Chiar este incapabil, este dependent 100% de părinte. Dacă în perioada aceasta, a primului an, părintele nu îi oferă copilului ce are nevoie, copilul simte asta. Sunt peste 200 de miliarde de neuroni pe care noi îi avem și creierul îi are și percepe tot ce se întâmplă în mediul înconjurător, tot ceea ce transmite părintele. Și dacă un părinte nu îi oferă copilul ce are nevoie, copilul intră sau simte lucrurile în felul ăsta. Eu nu sunt ok, părintele mă cam domină. Dacă părintele continuă să nu se comporte potrivit cu copilul, să-i vorbească urât, în tonuri nepotrivite, mă rog, nu-i oferă emoțional ce are nevoie copilul, a doua poziție perceptuală este cam asta. Copilul își dă seama că el nu este ok, rămâne în poziția asta, nu sunt ok și în primul an și în al doilea an, dar îl percepe și pe părinte. Tu nu ești ok. Deja începe să realizeze copilul din anul 2 de viață că, mă, nici comportamentul părintelui nu este ok. Cu alte cuvinte, acum avem două victime. Da? Nici eu nu sunt bine, nici tu nu ești bine, suntem amândoi vai și amar de steaua noastră. Dacă lucrurile continuă în trendul ăsta, părintele nu îi oferă ce are nevoie copilul, din anul al treilea de viață, de-aia apare și un fel de rebeliune, când copilul spune, nu vreau, nu fac, nu, 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 nu. Copilul spune cam așa, eu sunt ok, tu nu ești ok, tu nu ești ok, tu nu ok. Practic, acum ar putea să fie poziția, eu mă transform într-un persecutor și tu, părintele, ești într-o victimă. Astea trei poziții sunt în primii
trei ani de viață. Vreau să-i scriu aici. Wow. Primii trei ani de viață, astea ni le însușim în mod inconștient. Hai să scriu și asta. Inconștient. Ce este foarte important cu privire la toate astea? Aceste poziții, practic, ni le însușim în primii trei ani de viață și le ducem cu noi toată viața. Majoritatea oamenilor pe planeta asta relaționează cu oamenii din una din cele trei poziții sau le combină. Cam astea sunt. Le-am învățat inconștient, le ducem inconștient cu noi și e posibil să le duci toată viața dacă nu faci ceva. Nu lucrezi cu tine, nu citești, nu ai habar de lucrurile astea. Și ultima poziție despre care vorbește Eric Berne, care este și cea sănătoasă, cea a adultului emoțional despre care vorbim noi, este evident. Eu sunt ok, tu ești ok. Adică relaționarea este de tip adult-adult. Nu mai există nicio victimă, nu mai există niciun persecutor, nu mai există niciun salvator. Aici, la a treia poziție, eu sunt ok, tu nu ești ok, nu e doar persecutorul, ar putea să fie foarte bine și relația dintre salvator și victimă. Uh-huh. Pentru că și salvatorul tot de la premiza asta pleacă. Eu sunt în regulă, eu știu, eu pot, lasă-mă pe mine să te ajut. Îmi place că ai separat aceste patru roluri. Pe primele trei de ultimul, da. În schema noastră se separă de o linie, pentru că nu știu dacă pentru mine înseamnă primele trei se întâmplă într-un mod, dar a patra se întâmplă pentru că se întâmplă ceva, fac ceva. Bravo. Primele trei poziții, după cum spuneam, sunt inconștiente. Uh-huh. Iar și le ducem toată viața. Poziția a patra este poziția conștientă. Adică nu ajungi să te tratezi pe tine ca pe un adult, să-i tratezi pe alții ca pe adulți, să relaționezi de la adult la adult așa, fără să-ți dai tu seama. Asta este o poziție pe care ți-o asumi într-un mod voit. Trebuie să faci ceva pentru asta. Este un proces ca să ajungi la acest adult. Noi am vorbit în emisiunile trecute cum se transformă aceste roluri și poate că ar fi cazul acum să facem o mică revenire pentru ca să le fie oamenilor mai clar. Am vorbit despre persecutor, da? Persecutorul se transformă în asertiv. Asertiv. Este, uite așa. Salvatorul se transformă în, mai știi? Susținător. Dacă e cazul, aș putea să le mai explic puțin. Iar victima se transformă în vulnerabil. Iar tot ce vedem noi în partea asta aici, în alte cuvinte, ar suna așa. Adult emoțional. Ăsta este adultul emoțional. Asertiv, susținător, vulnerabil. Fără persecutor, fără salvator, fără victimă. Mi se pare când mă uit aici că parcă văd în partea stângă un fel de larvă și aici un fluture absolut superb. Deci este imaginea care mi-a venit fulgerător când am văzut povestea asta. Poți să-i zici așa. Dar e o schimbare care nu se întâmplă de la natură, cum se întâmplă în cazul larvei cu fluturele. Este o schimbare care apare în urma dorinței noastre de a transforma dorinței, ceva. Dorinței, în primul rând, conștientizare. Uh-huh. N-ai cum să-ți dorești să schimbi ceva până nu știi că ai o anumită stare negativă, că ai o problemă. Deci primul lucru de care ai nevoie este să stai, să te uiți la step by step, să citești o carte, să mergi la un seminar, să stai de vorbă cu cineva, habar n-am. Să conștientizezi că există astea trei roluri nesănătoase, după care să-ți dorești să le schimbi, trei, să începi lucrul cu tine, care poate să dureze în funcție de cine ești, luni, ani, eu cred că ani de zile. Mi-ai spus de step by step că este un lucru important pe care putem să-l facem în
în dorința și în direcția de a schimba ceva. Așa că vă încurajez să ne căutați emisiunile pe YouTube și pe site-ul lașutv.ro, pentru că acolo găsiți o sursă inepuizabilă care va continua să crească această sursă și resursă pentru noi de a face schimbări majore în viața noastră. Florina Marie este master în psihoterapie, coach și pentru cuplu, așa cum am spus la început, deci este un personaj care ne poate furniza informații pentru că le-a studiat, s-a ocupat cu ele. Da. Vreau să te întreb, de ce este atât de important să ajungem la statutul de adult emoțional? Ce se întâmplă în relațiile noastre când ajungem adult emoțional? Consuela, o să mai zic un lucru. Îl spun pentru că îmi dau seama, oricât de mult l-aș spune, tot nu ajunge la toți oamenii. Noi vrem viață sănătoasă. Noi vrem viață liniștită. Vrem... Viața sănătoasă mă refer la sănătate fizică, la sănătate mentală, vrem sănătate emoțională, vrem sănătate relațională, vrem sănătate cu relația cu ai noștri copii, cu partenerii, prietenii, șefii, cu oricine. No, n-ai cum, este imposibil să ai toate relațiile astea sănătoase, să ai viața asta sănătoasă pe care ți-o dorești în momentul în care tu stai în rolurile astea de persecutor, salvator sau victimă. N-ai cum. De aceea, dacă vrei să se schimbe ceva în viața ta, în mod semnificativ, este esențial să intri în rolul de adult. Pentru că rolul ăsta de adult presupune niște stări, niște comportamente, niște mentalități care îi fac pe ceilalți să se simtă importanți în relația cu noi. Când te simți important în ochii cuiva, când te simți respectat de către omul respectiv, îți vine să mai stai în relația aia. Altfel, îți vine să ieși. Doar din rolul de adult emoțional oamenii se simt. Când eu interacționez cu ei din rol de adult emoțional, doar atunci oamenii se simt. Respectați, valorizați, importanți, văzuți, te poți conecta cu cineva. Așadar, de asta cred că este important să intrăm în rolul ăsta de adult emoțional, pentru că doar astea sunt relațiile sănătoase. Vreau să vedem cum arată portretul adultului emoțional. Care sunt caracteristicile lui? Da. Cum acționează un adult emoțional? Ceea ce o să facem acum o să fie un fel de recapitulare a tot ce am vorbit în ultimele, nu știu, 4, 5, 6 emisiuni. Păi, pe de-o parte, adultul emoțional îi tratează cu respect pe cei care sunt diferiți de el. Și uite, eu personal o să spun că am avut ani de zile, mentalitatea, cine nu seamănă cu mine este greșit. Deci diferit nu înseamnă greșit. Diferit înseamnă diferit, nu greșit. Iar vreau să spun că mi-a luat foarte mulți ani. Pentru că am raționat lucrurile foarte mult din perspectiva asta. Alb, negru, întuneric, lumină, bine, rău, greșit, corect. Și au fost câțiva oameni în viața mea care au început să-mi pună întrebări. Mă, corect din perspectiva cui? Cine zice că e corectă treaba asta? Sau că e bună, sau că e sănătoasă, sau că e frumoasă, sau că o fi? Pentru mine, da. Dar pentru toți? Este etalon pentru toți? Dar în urma studiului aprofundat pe care tu îl faci personal, nu sunt anumite... nu există un anumit bine universal? Zi-mi-l care în fie ăla. De exemplu, mersul la școală. Eu impun cumva copilului să meargă la școală pentru că este bine să mergi la școală. Cum să ajungă copilul needucat? De ce credem că... Dincolo de faptul că primii 10 ani sunt obligatorii. No, stai. Cine spune că doar copiii care merg la școală vor fi educați? Sunt copii care nu merg la școală, stau acasă în prezența părinților și ajung educați. Florin, dacă tu ai avea un copil care... s-ar încăpățâna să nu meargă la școală. Nu cred că ai sta nepăsător și îi spune lasă că știi mai bine ce are de făcut. Sunt lucruri pe care trebuie să le impui. Nu mă provoca. Iartă-mă. Noi chiar am trecut printr-o situație de genul ăsta și Laurent la un moment dat nu se mai simțea bine deloc la școală. A început să lipsească și ne-a zis deschis, băi, nu-mi place la școala asta. Și aveam variantele să-l mutăm la altă școală, tot de stat. Dar nu era mare diferență între unde a fost și celelalte școli. A mai fost varianta să meargă la o școală particulară,
Asta în cazul în care el vrea și și-o asumă și e muncă mult acolo. Sau varianta să se apuce de muncă. Asta nu e discuție de acum 50 de ani, e discuție de acum 2 ani. Și i-am pus lui Laura în față variantele și zic, alege-o. Și a ales să nu mai meargă la sistemul de învățământ de stat, a ales sistemul de învățământ particular, este o școală americană. N-a ales-o pe aia cu nu mai merg deloc la școală să mă angajez. Și am dat varianta. Și noi suntem bucuroși, el este bucuros, simt că îi place acolo, deși este mult, muncă mult mai multe decât la școala cealaltă. Începem fiecare dimineață la 8:30 orele și termină la ora 3 sau chiar 4 uneori. Deci stă la școală non-stop. Mm-hmm. Da? În perioada asta de când l-am mutat la școală, aia n-a lipsit decât 2 zile de la școală, în rest a fost mereu acolo. Și da, uite, asta nu cred că este un bine universal. Școala neapărat le educă pe om. Pentru că eu cunosc copii care nu merg la școală, fac homeschooling și învață lucrurile acasă. Deci, educația pentru mine nu vine doar dintr-o sursă, școala. Educația poate să vină din mai multe surse. Deci, nu e obligatoriu să mergi la școală. Deși în era în care trăim noi, trebuie să ai o anumită diplomă. Sunt atâția oameni care au reușit în existența asta, fără să aibă facultăți și diplome, sau au niște diplome și ceea ce fac acum nu are nicio legătură cu diplomele respective și sunt oameni de succes într-un anumit job și nu are nicio legătură cu școala. Așa că, da, pentru unii școala a fost un lucru foarte bun, iar pentru alții un mediu unde au învățat numai prostii. Așa că nu este un bine universal ăsta. Mă voi mai gândi la exemple. Deci orice lucru pe care îl luăm, pentru cineva va fi bun, cineva va spune, mie nu-mi face bine. De aceea cred că noi trebuie să învățăm să vorbim în termeni, mie mi-a făcut bine, pe mine m-a ajutat. Este o regulă generală în sensul că a face asta, nu. Ce reguli generale ar putea să fie? Dar noi putem să vorbim despre principii. Despre principiul respectului, principiul iubirii, dar când vine vorba de aplicații, de aplicare, o să vezi că fiecare înțelege în felul lui. Prinde forme diferite. Da, prinde forme diferite. De aia eu mă feresc de expresii de genul, așa este corect. Sau trebuie. Sau trebuie. Sau dacă nu faci asta, nu o să iasă. Poate nu mi-a ieșit mie în următorul respectiv rezultat făcând asta. Dar sunt oameni care au făcut exact lucrul ăla în care eu am eșuat. Și omul a ajuns la rezultat, că i-a ieșit lui, că s-a descurcat. Deci, eu cred că este sănătos să gândim în termenii ăștia. Mie îmi face bine, pentru mine este bine, eu gândesc în termenii ăștia, nu este neapărat bine și pentru tine. Încearcă, vezi, testează. Și atunci asta înseamnă că nici nu ne mai expunem sfaturile, sugestiile, îndrumările? Ba da, le expun, dar nu din poziția... E ok, tu nu ok. Hai să revenim aici. Deci, dacă am de oferit vreun sfat, vreo sugestie, nu ofer din poziția eu sunt ok, tu nu ești ok. Uh-huh. Adică eu sunt deșteptul lumii, tu nu ești. Când eu sunt în rolul de adult, îți voi spune așa. Uite, am încercat subiectul ăsta, exercițiul ăsta, metoda asta, situația asta, am încercat-o în viața mea și mie mi-a făcut bine. Ai dreptul să încerci sau să nu încerci. Nu știu dacă o să-ți facă și ție bine. Uh-huh. O să încerci. Eu din poziția asta, nu doar că spun că e corect un lucru sau incorrect, adică nu stabilesc eu etaloane, nu doar că nu fac asta, dar în poziția asta mai este un pericol. Impun celorlalți să facă schimbările respective. Le pretind, mă supăr pe ei când nu fac, îi critic, îi judec, îi pun la colț, îi pedepsesc. Pentru că eu sunt ok, tu nu ești ok. Eu știu ce e bine și te oblig să faci lucrul respectiv. Din poziția de eu sunt ok, tu ești ok, da, eu am înțeles lucrul ăsta, mie mi-a făcut bine, a făcut bine și la încă 3 sau 300 sau 1000 sau 5000 de oameni, încearcă-l și tu. Dacă ți se potrivește, de și îl faci al tău. Adică eu nu mai impun nimic nimănui. Nu sunt eu etalon pentru nimeni. Da. Continuăm lista caracteristicilor adultului emoțional și una dintre ele este independența. Cum se manifestă această independență la adultul emoțional? Da. Dacă oricare dintre cele trei roluri, și persecutor, și salvator, și victimă, este într-o oarecare dependență
de ceilalți și persecutorul care pare cu mușchi încordați și ăla este dependent de victimă. Pentru că dacă el nu are o victimă pe care să o persecute, să o critique, să o pune la punct, să o conducă, să o manipuleze, și-a pierdut jobul. Deci și persecutorul e dependent de cineva, salvatorul nu mai zic, mm-hmm. victima, toți sunt dependenți de cineva. No, un adult emoțional nu mai depinde de nimeni. Starea lui sufletească, interioară, emoțională, spirituală, este în mâinile lui. Bine, nu le excludem pe Dumnezeu în toată povestea asta. Poate cineva care mă aude, hai mă tu, dar nu mai crezi în Dumnezeu, nu mai vorbești despre Dumnezeu, ce rol are Dumnezeu în toată povestea? Da, cred că El este sursa a tot. Dar acum noi nu vorbim despre relația cu divinitatea. Nu ăsta e subiectul. Subiectul este noi cu noi, noi între oameni. E clar că de la El primesc totul. Uh-huh. Dar în relația dintre oameni, eu sunt pe picioarele mele, nu depind de alți oameni. Oamenii ceilalți nu sunt cârje pentru mine, pe care eu mă tot sprijin. Nu, încerc să trăiesc pe picioarele mele. Asta este o altă caracteristică a adultului emoțional. Când spui că emoțional sunt ok, la ce te referi exact? Că orice ar veni peste mine nu sufăr? Sau că știu să gestionez durerea respectivă? Foarte bună întrebarea ta. Cred că felul în care noi suntem construiți, de-aia avem și glande lacrimare. Când ne doare ceva să plângem și ne poate durea fizic sau ne poate durea sufletul. Uh-huh. Și cred că este normal să plângem, cred că este normal să suferim, dar nu cred că este normal să plângem o viață întreagă. Și nu cred că este normal să suferim o viață întreagă. Și nu cred că este normal să fim ancorați, să fie fericirea noastră ancorată în cineva și dacă persoana respectivă dispare, eu îmi tai venele. Sau durerea respectivă să genereze un gest de care mai târziu să ne pară rău. Da. Uh-huh. Deci e normal când sunt lovit să sufăr, dar suferința aia să fie de scurtă durată și să știu cum să o gestionez. Asta face un adult emoțional. Și doi, când ești un adult emoțional, nu vei pune vindecarea ta în mâinile altuia. Dacă tu faci schimbarea asta, eu o să mă simt bine. Dacă tu faci asta, mie o să fie bine. Nu. Eu fac schimbările și eu îmi aleg stările. Ce faci tu e al tău, ce fac eu este al meu. Tu ești responsabil de cuvintele tale, eu sunt responsabil de ce fac eu cu cuvintele tale. Și invers, eu sunt responsabil de ce spun, tu ești responsabil de cum folosești cuvintele mele. An de-a rândul, eu mă simțeam responsabil și pentru cum reacționează oamenii. Și dacă eu spuneam un lucru și tu te supărai, mă simțeam vinovat. Uh-huh. Astăzi am învățat să spun cât de bine pot eu ceea ce am de zis. În primul rând să-mi dau seama dacă e momentul potrivit să-l spun sau nu. Și dacă am spus-o, mi-asum lucrul ăsta, în sensul că da, sunt conștient că tu s-ar putea să te superi. Și dacă te superi, este problema ta, tu faci ce vrei cu ce am zis eu și da, mi-asum chiar faptul că s-ar putea tu să ieși în relație cu mine. Mi-ai spus că adultul emoțional este responsabil de ceea ce îi spune celălalt. Ce face adultul emoțional cu ce primește de la celălalt? Uite, când tu îmi spui un lucru care îmi place, e foarte natural să-l iau, să zic e al meu, îl primesc. O corecție, nu știu ce, un feedback negativ, nu știu, habar n-am. Îmi spui că ceva nu-ți place la mine. Că-ți place. Când primesc o apreciere, mi-e ușor să o primesc, nu? Dar când primesc o critică, așa cum știe fiecare. Dacă sunt un adult emoțional, nu, hai să o luăm așa. Dacă sunt un persecutor, ce fac eu când primesc o critică? Arzi și sar că ars. Eu zic, eu întorc, sar că ars, vorba ta. Dacă sunt un salvator, când sunt criticat, ce s-ar putea să fac? Să împachetezi ce auzi și să ghidezi cumva pe cel care ți-a spus ceva nepotrivit. Aș putea să fac și asta. Dacă sunt o victimă, când sunt criticat... Vai cât sunt de oropsit, amărâtul de mine, exact. Din nou mi se confirmă că sunt zerobărat. Exact. Dacă sunt un adult emoțional, atunci voi zice așa, îți mulțumesc de ce îmi spui, apreciez că te gândești la mine și acum depinde de subiect. Dacă rezonezi cu ce a zis persoana respectivă și se află în principiile, în valorile mele, voi spune, uite, nu m-am gândit niciodată, chiar apreciez, mi se pare folositor ce mi-ai zis, o să încerc să schimb lucrul ăsta. Dacă nu e în valorile mele, nu e în principiile mele și mi se pare că e o chestie, bă, stai, ce îmi zici tu mie lucrul ăsta? Nu-i conform principiilor mele. Îți mulțumesc frumos pentru ce mi-ai zis și te informez.
nu-i conform principiilor mele, nu o să fac schimbarea asta. Mulțumesc frumos că mi-ai zis. Nu se transformă adultul emoțional în ceva rigid, într-un limbaj de lemn, într-un om care răspunde și acționează în funcție de niște tipare pe care și le însușește? Toți cred că acționăm după niște tipare. Important, și unele sunt sănătoase și altele nesănătoase. Și da, eu vreau să fie pentru mine un tipar sănătos ăsta. Uh-huh. Că nu mai vreau să permit oamenilor să facă jocuri cu mine. Nu mai vreau să fac asta. Nu reușesc. Sunt foarte conștient că nu reușesc de fiecare dată. Dar încerc să simt lucrurile. Încerc să fiu cu ochii deschiși. Mă, de ce îmi zice omul ăsta ceea ce îmi zice? Și da, analizez ceea ce îmi spui, dar consider că nu este benefic pentru mine, pentru mediul în care mă aflu eu, nu-l iau. Doar ca să nu te superi tu. Cum comunică un adult emoțional? Comunicarea unui adult emoțional. Persecutorul vine și trebuie să faci, trebuie să te schimbi. Salvatorul, același lucru ți-l cere, schimbarea, dar într-un mod frumos. Mă lași pe mine să fac în locul tău? Că pot. Victima, tot asta cere, dar într-un mod plângăcios. M-am supărat pe tine. Dacă vrei să mă vezi fericit, fă lucrul ăsta. Uh-huh. Toți urmăresc același lucru, ca celălalt să se schimbe. Nu. Adultul emoțional nu folosește niciuna din strategiile astea, în schimb stă față în față cu persoana respectivă și spune, uite, pentru mine este, de exemplu, modelul DESC. Modelul DESC este un model al unui adult emoțional. Spun care este situația despre la care mă refer, spun cum mă simt, nu-l acuz pe ăla că e nesimțit și bădăran și nu știu cum, spun eu cum mă simt în situația respectivă și mi-aș dori să fac asta. No. Bine, și ultimul pas, uite care ar fi beneficiile pentru amândoi. Și acum, dacă persoana respectivă nu se schimbă, ce faci un adult emoțional? Asta e întrebarea. Înțelegi că este alegerea lui. Bravo. Și nu fac presiune ca persecutorul. Nu fac presiune ca victima. Dar schimbă-te, dar pe mine nimeni nu mă ia niciodată în seamă. Când sunt adult emoțional, exprim față de celălalt într-un mod etic ceea ce am de spus, comunic așteptările mele, dar nu fac presiuni să se schimbe. Și dau dreptul celuilalt să aleagă dacă se schimbă, dacă este folositor și pentru el, și sau dreptul să nu se schimbe. Și să-mi spună, băi, Florin, nu te-mi pare rău, ceea ce spui nu-i pentru mine, să rămână. Și nu mă supăr. Noi vorbim despre relații în această emisiune și cred că pentru relația de prietenie, amiciție, este foarte potrivit. Dar în relația cu partenerul, care eu împart casă, timp, concediu și când aștept de la el o schimbare pe care el nu o consideră potrivită pentru el, care ar trebui să fie atitudinea mea de adult emoțional? Eu sunt aici, el este aici, fiecare alege pentru el, iar în punctele comune ne intersectăm. Sau pentru că nu există puncte comune, foarte multe se produce o separare pentru că amândoi sunt adult emoțional. Hai să scriu că astăzi, dacă tot a flip chat-ul aici, dacă l-am pus să... Să profităm de el. Da. Consuela, cred că o relație funcționează în momentul în care ceva este comun, și anume principiile. În momentul în care principiile mele sunt similare principiilor soției mele, lucrurile funcționează. Uh-huh. Cred că de aici trebuie să plecăm. La nivel de valori, nu e neapărat să semăn în toate valorile cu partenera mea de viață. Ca să înțeleagă toată lumea. Nu știu câți știu... Câți fac diferența între cele două. Acum nu știu care e aia corectă. Spun care e definiția mea. Că poate cineva are altă definiție și pentru el este aia corectă. Din punctul meu de vedere, principiile sunt convingeri, credințe pe care eu le am cu privire la oameni, la viață, la relații, la job, la orice. Sunt credințele care îmi conduc mie viața. Să dau doar un exemplu. Eu consider că, o relație de cuplu, că ai vorbit despre asta, fidelitatea înseamnă, deci nu doar cred în fidelitate. Definiția mea pentru fidelitate înseamnă să am un singur partener. Că pentru altul, poate definiția de pentru fidelitate ar însemna să am minim, maxim 3 parteneri. Dragostea să facem minim 2. Da, exact. Cine știe ce... Deci eu am o definiție. Fidelitatea pentru mine înseamnă asta.
Respectul pentru mine înseamnă asta. Onestitatea înseamnă asta, punctualitatea înseamnă asta. Am niște definiții. Oamenii sunt așa, copiii sunt așa, am niște definiții. Nu. Valorile, în schimb, nu au de-a face cu principiile, ci sunt acelea domenii din viața mea cărora eu le dau importanță. Unde îmi consum timpul, banii, energia, interesul. De exemplu, o valoare pentru mine ar fi, să zic, familia. Eu acolo îmi concentrez foarte mult viață. Nu. Deci este ceva concret, ceva palpabil. Când vine vorba de principii, e la nivel teoretic. Valorile sunt ceva concret, în care eu îmi investesc viața. Și tu nu ai 1000 de valori, tu ai câteva importante. De exemplu, poate să fie un hobby, poate să fie banul, poate să fie familia, poate să fie, nu știu, hainele, corpul, aspectul fizic, sănătatea, nu. Fiecare are valorile lui. Și acum, când eu sunt într-o relație cu soția mea, dacă eu la nivel de principii nu mă asemăn cu ea, eu aici am dat-o în bară. Dacă pentru mine fidelitatea înseamnă să am un singur partener și pentru soția mea înseamnă să aibă maxim 3, deja aici nu mai pot să... Sau poate pentru mine un alt principiu ar fi curățenia. Nu, pentru soția mea, să o pun pe invers. Pentru ea ar fi curățenia, adică să lingi mal, cum se zice, peste tot. Dar dacă pentru mine curățenia nu este deloc în valorile mele și mă arunc lucrurile peste tot, s-ar putea ca soția mea să zică, băi, nu pot să viețuiesc cu tine. Sau respectul și așa mai departe. Deci eu cred că pentru a funcționa o relație la nivel de principii, noi trebuie să ne asemănăm. De aici pleacă tot. La nivel de valori, cred că este foarte important ca în valorile esențiale pentru mine să semăn cu ea. Dar nu toate. De exemplu, dacă pentru mine o valoare sunt călătoriile, ar fi fain ca și pentru ea să fie o valoare asta. Să putem pleca împreună. Dacă nu, o să tot plecăm separat. Însă, cred eu că la nivel de valori, dacă suntem diferiți, putem să mergem în relație, putem să ne continuăm relația. Că învăț să respect valorile celuilalt și el pe ale mele și putem să mergem mai departe. Dar acum întrebarea ta era așa, poți să o repeți? Dacă aș mai ști eu, că m-ai primit atât de frumos încât mi-a plăcut atât de mult răspunsul, m-am gândit mai mult de răspuns. Spune așa, ceva de genul ăsta, dacă cei doi sunt împreună da. Și unul comunică și celălalt nu vrea să facă... Da, pentru că amândoi sunt adulți emoțional și fiecare știe ce vrea de la el, unde se intersectează și ce se întâmplă în momentul în care... Unul refuză să facă, da. Păi, în primul rând, pentru mine ar fi important de ce refuză celălalt să facă ce face. Dacă sunt într-o relație cu cineva care nu este un adult emoțional, e un persecutor, o victimă, un salvator sau mă rog ce-o fi el, s-ar putea să fie și ceva intenții rele pe acolo, s-ar putea să fie răutate și atunci, pentru mine contează asta, să știu că partenerul nu face niște schimbări pentru că e rău și judec lucrurile într-un fel. Dar s-ar putea ca partenerul meu să nu facă niște lucruri pentru că nu sunt în principiile lui. Adultul emoțional comunică care este motivul pentru care nu face schimbarea sau pentru care nu da. Ia în calcul și da. În seamă ce îi spune? Da? Exact. Uite, nu pot să fac schimbarea asta pentru că nu este conform principiilor mele. Uh-huh. Eu ca să fac lucrul ăsta pe care mi-l cere, ar trebui să schimb principiile, dar nu sunt dispus. Asta e principiul de viață. Îmi conduce viața. Nu sunt dispus să-l fac. Nici măcar pentru relația cu mine. Nici măcar pentru relația cu tine. Și atunci, care e următorul pas? Ori stai în relația respectivă, știind că partenerul tău aici va face întotdeauna așa, sau de cele mai multe ori așa, și tu așa, și ți-o asumi. Dacă poți să treci peste chestia asta. Ori dacă nu, îi spui, bine, deci la nivel de principii noi nu rezonăm, nu suntem pe aceeași lungime de undă, de azi înainte ne vedem de drum. Și sunt cupluri care s-au despărțit pentru că și-au dat seama că aveau pur și simplu principii diferite. Când auzim acest nici măcar pentru relația cu mine, înseamnă lipsă de iubire? Înseamnă că acel adult emoțional a ajuns la acel nivel atât de independent încât este insipid dincolo de inodor la ce înseamnă partener? Foarte bună întrebarea asta. N-aș vrea ca acest adult emoțional să fie înțeles ca un personaj rău. Eu personal am convingerea că adultul emoțional este un standard la care este indicat să ajungem toți. Consuela,
Când ajungi adult emoțional, nu mai pretinzi celorlalți să se comporte cum vrei tu, ci le oferi posibilitatea ca ei să se comporte cum sunt, cum au nevoie. Și tu îi accepti așa cum sunt ei. Exact. Uh-huh. Dar dacă eu mă comport cum sunt, cum am nevoie, și tu te comporți cum ești, cum ai nevoie, și când punem asta cap la cap, nu ne este bine în relație, înseamnă că noi suntem bine separat, dar când suntem puși cap la cap, nu suntem potriviți. Uh-huh. Și singurul lucru sănătos este să își vadă fiecare de viața lui, pentru că atunci te poți simți bine cu tine. Dar când faci schimbări, și repet, nu mă refer la schimbări din astea că îmi pun paharul de azi înainte acolo, că fac 1000 de schimbări de astea, pentru fiind adult emoțional, pot să fac 1000 de schimbări de astea nesemnificative. Uh-huh. Dar când vine vorba de schimbări la nivel de principiu, eu nu pot să-mi schimb principiile, convingerile, credințele mele, alea sănătoase, care fac bine, pentru că partenerul meu gândește el altfel. Eu nu pot să fac asta. Eu nu aș mai fi congruent cu mine. Da, asta e mare nenorocire a unor oameni care au intrat într-o relație fără să-și cunoască principiile. S-au cunoscut așa, mâna pe sub tricouaș, prin cluburi, cum s-au cunoscut ei. Uh-huh. Și după aceea și-au descoperit principiile. Și și-au dat seama că nu se mai potrivesc. Nu? Ghinion, frate, dacă tu n-ai știu la ce să te uiți în relația de prietenie, înainte să te căsătorești. Un adult emoțional își cunoaște granițele, spui tu. Ce înseamnă acest lucru? Își cunoaște granițele și pune granițe, pune limite. Nu este... înseamnă că este limitat și încuiat și prea rigid? Nu despre asta e vorba, ci e vorba despre faptul că știe ce este bine pentru sine, pentru relație, și nu permite să se întâmple niște lucruri care duc după aia la rău. De exemplu, dacă eu știu că un anumit, în primul rând, adultul emoțional își pune sieși limite și granițe. Adică dacă eu știu că un comportament nu-i face bine soției mele, un comportament al meu, eu nu mai manifest comportamentul ăla. Ca să mă înțeleagă lumea și mai concret. Vin acasă, soția mea doarme. Și mi-a zis fiul meu, nici bine n-am intrat în casă, mi-a zis, mami doarme. Nu, în momentul ăla, eu îmi pun o graniță, o limită. Adică nu intru în cameră unde Oana doarme ca să nu o trezesc. Asta e o limită pe care eu mi-am pus-o. Uh-huh. Pentru că o respect. Și un adult emoțional asta face cu celălalt. Respectă pe celălalt. Respectă nevoile lui. Și soția mea are nevoie să doarmă atunci. Și eu îmi pun o limită mie, în primul rând. După aia, dă o femeie peste mine. No, eu îmi pun o limită, o graniță. Cât vorbesc, până unde relaționez cu femeia aia. Că dacă nu, cine știe unde se ajunge. Și eu îmi pun limite. Dar de asemenea eu pun limite și celorlalți care sunt în relația cu mine. Adică, eu vorbesc cu tine respectuos, mă aștept ca și tu să fii respectuos cu mine. Uh-huh. Eu țin cont de tine și fac asta, 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 mă aștept ca și tu să faci. Pentru că eu țin cont de nevoile tale, e normal ca și tu să ții cont de nevoile mele. Nu intru cu bocanci în viața ta. Nu-ți pretind să zici ceva ce nu vrei să spui. Nu-ți pretind să. Mă aștept ca și tu să faci asta. Iar dacă lucrurile astea nu sunt îndeplinite reciproc, atunci o relație nu poate să funcționeze. Simplu. Mi se pare foarte interesant acest adult emoțional. Aproape că m-am îndrăgostit de el. Adultul emoțional nu acționează în funcție de nevoia lui primară. Practic, adultul emoțional este un om disciplinat. Asta ne spui. Un adult emoțional ține cont de nevoile lui, Consuela. Pentru că dacă eu nu țin cont de nevoile mele, nu pot să țin cont de nevoile altuia. Și un adult emoțional, de exemplu, victima, nu ține cont de nevoile ei. Mă gândesc la exemplul cu mersul în camera soției când aceasta are nevoie să se odihnească. Așa. Ai venit de la serviciu și ai simțit nevoia să... Ai venit cu gândul că vrei să te întâlnești cu soția ta și să-ți dea o îmbrățișare. Dar în momentul în care tu ajungi acasă, ea doarme. Îți asculți această nevoie de a primi îmbrățișarea de la ea sau îți oprești această nevoie și o amâni puțin până ea se trezește? Aici am vrut să... Asta da. Dacă la asta te referi, da. Sunt lucruri prioritare, urgente și altele care pot fi amânate. Pentru mine e foarte importantă îmbrățișarea ei, dar eu nu o să mă bucur de îmbrățișarea ei sau nici măcar nu o să primesc dacă mă duc și o scol din somn. Primesc una în cap. Nu-i cazul îmbrățișare meu, și aceea. Nu-i cazul meu, dar se întâmplă de multe ori. Și dacă nu primești una în cap, primești una așa,
o vorbă, o privire și s-a terminat cu îmbrățișarea. Dar dacă eu vreau să mă bucur de îmbrățișarea aia, o las pe soție să doarmă, să-și hrănească nevoia asta de odihnă și după aia o să ne și îmbrățișăm. Bine, fain. Cum își asumă adultul emoțional responsabilitatea? Cum își asumă responsabilitatea? Am mai vorbit despre asta, nu vreau să mă lungesc, că mă uit și la ceas și timpul este zboară. Nu îl iubește. Da. Din punctul meu de vedere, Consuela, eu am început de mai mult timp călătoria asta și încă sunt în ea, să-mi dau seama că eu sunt responsabil de fericirea mea, de sănătatea mea, de emoțiile mele, de felul în care eu mă simt. Și nu vreau să mai pun presiunea asta pe copiii mei, pe soția mea și le-am spus și lor asta și prietenilor mei. Voi nu sunteți responsabili să faceți nimic față de mine. Bine, dacă ești un șef și ai niște angajați, da, eu îți dau salariu, tu ești responsabil să muncești. Dar când vine vorba de felul în care eu mă simt, nu mai vreau să pun presiune pe nimeni în jurul meu. Ne spui tu că adultul emoțional cere iertare când greșește. Deci, da. Practic, nu face ce face victima care se... Învinuiește pe alții. Da. Sau care se învinuiește pe ea. Atât am putut... Victima se învinuiește pe ea. Asta sunt eu, da. Cum își cere iertare? Sau persecutorul se învinuiește pe alții. Uh-huh. Voi sunteți de vină pentru tot. Un adult emoțional se uită la sine, la faptele lui, la vorbele lui și își dă seama, băi, aici am sfeclit-o, am greșit, te-am rănit, ți-am încălcat drepturile, te rog să mă ierți. Eu cred că este o dovadă de putere, de maturitate, de sănătate emoțională, spirituală, atunci când îți cere iertare. Te duci și spui direct în față, cum îți cere iertare? Noi am mai vorbit, un an jumate, cred că în urmă, despre cum îți cere iertare. Spui deschis. Văd că ce am făcut eu te-a rănit, ți-am încălcat un drept, îmi pare rău, o să încerc să nu mai fac. Sau spune-mi cum ai vrea data viitoare să fac. Dar discută lucrurile astea și zice în față. Adultul emoțional spune, eu sunt responsabil de viața mea, de capătul meu de relație. Vreau să facem o delimitare aici, să nu se confunde cu victima care își asumă aiurea lucruri. Da, am spus-o, să zic în alte cuvinte acum. Când ajung în punctul în care îmi dau seama că eu sunt responsabil de bucățica mea și tu ești responsabilă de bucățica ta, eu mă voi concentra pe ce am eu de făcut foarte mult, să-mi iasă cât de bine pot, îmi asum plusurile, minusurile, avantaje, dezavantaje, greșelile, mă rog, ce n-a ieșit bine, ce a ieșit bine, tu ți le asumi pe ale tale și noi doi, făcând lucrul ăsta, vom putea să relaționăm foarte bine. Și de ce e important să îmi asum, să conștientizez că eu sunt responsabil de tot ce fac eu și de ce fac și de ce rezultate sunt? Pentru că nu mai dau vina pe nimeni. Și asta e foarte important. Pentru că de aici vin foarte multe necazuri în relațiile noastre. Când tu ai greșit, tu ești de vină tu. Nu. Eu sunt responsabil de ale mele, tu ești responsabil de ale tale. Și e un pas sănătos ăsta. Eu sunt responsabil de ceea ce spun, ceea ce fac. Asta înseamnă că dacă în momentul X am produs o nemulțumire, nu mă voi întoarce la tine să-ți spun tu m-ai împins să fac asta. Da? Da, exact. Și uite, mă uit la ceas și vreau să-mi iau timp să dau un fel de lecție de temă de casă, pentru că după aia nu vreau să o fac în grabă. Ce recomand eu tuturor oamenilor? După ce am discutat de rolurile astea, trei, da? Rol de persecutor, salvator și victimă, foarte indicat ar fi ca toată informația pe care au primit oamenii în ultimele emisiuni să facă ceva concret cu ele. Și anume, uite ce ai putea să faci. Pasul 1. Analizează toate relațiile semnificative pe care le ai. Adică, dacă eu sunt ăsta, Florin, mă analizez în relație cu Ana. Și întrebarea mea este, deci în cele trei roluri, persecutor, salvator și victimă, și este rolul de adult. Eu îl pun separat pentru că este altceva. Întrebarea mea este, eu în relație cu Ana, ce rol joc? Și da, o iau așa la întâmplare, s-ar putea să joc rolul de salvator, inevitabil soția mea joacă rolul de victimă. După aia, îmi iau altă relație. Florin în relație cu Loran, băiatul meu. Și s-ar putea să constat că joc rolul de persecutor și de salvator, rol de victimă. Să zicem. După aia, Florin cu prietenul 1. Nu știu cum X. îl cheamă pe ăla. X. No.
Ce rol joc? S-ar putea să descoperi că joc rol de victimă și e rol de persecutor. Florin în relația cu prietenul 2. Rol de... Poate cu prietenul 2, eu sunt în rol de adult și el este în rol de adult. Și după aia, Florin, în, să zicem că sunt șef, în relație cu angajatul de pe marketing. Ce rol joc? Poate joc rol de persecutor, iar directorul de marketing este în rol de victimă. Ideea este, ia-ți toate relațiile semnificative. Mama, tata, frați, surori, bunici, unchi, prieteni, șeful, angajații, colegii și analizează să vezi că cei mai mulți dintre voi, dacă ești destul de sincer, o să vezi că cele mai multe relații o să fie cu victimă, cu salvatori, persecutori. Și întrebarea esențială este cum poți să ajungi în relațiile astea în rol de adult, adult. Adult, adult. Adult, adult. Adult, adult. Și așa mai departe. Ce poți să fac? Pe baza informațiilor pe care le-ai primit până acum, ar fi foarte bine să revezi toate aceste informații, să-ți faci un plan concret. Cum pot eu ca în relația cu soția mea să ajung în rol de adult, adult, nu rol de salvator, persecutor? Și foarte important de știut așa. Există câteva relații sau potriviri din astea posibile și câteva imposibile. De exemplu, este posibilă, sunt posibile următoarele combinații. Salvator cu victimă, victimă cu salvator, asta e o primă combinație. Persecutor cu victimă, victimă cu persecutor sau adult, adult. Foarte important de știut că imposibile sunt următoarele relații. De exemplu, între o victimă și o victimă. Nu va exista o relație de tipul ăsta. Este imposibil. Că nimeni nu salvează victima, nimeni nu persecută și dacă nu mă persecută și nu mă salvează, nimeni nu-s victimă. Deci astea două nu există combinațiile astea. Deci aici când îți faci tot calculul, nu există combinațiile astea. Sau altceva, altă combinație imposibilă. Salvator cu salvator. E imposibil. Că n-are cine pe cine să salveze. Sau altă combinație imposibilă este persecutor-persecutor. Nu o să găsești, nu există o relație care să funcționeze pe termen lung în care amândoi sunt persecutori. Că la un moment dat unul e mai tare decât celălalt și îl transformă pe celălalt în victimă. Deci astea trei combinații sunt imposibile. Așadar, când îți faci radiografia relațiilor tale, trebuie să fie una din astea trei. Dar este posibil să avem un adult emoțional și un salvator sau o victimă? Bravo, 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 bravo. Nici combinațiile astea nu există. Deci adult, nu putem vedea un roșu cu verde. Adult, adult, nu există combinațiile adult-victimă, adult-persecutor și adult-salvator. Nici astea nu există. Bravo, foarte bună observația. N-ai cum, pentru că un adult nu va trata niciodată pe cineva ca pe o victimă, ca pe un salvat. Nu, nu există. Și după ce ai făcut radiografia asta, ce îți recomand este ca la 5-6 luni să o refaci. Scopul evident este ca toate relațiile tale să fie de tip adult, 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 adult. Nu? Dacă ajungi la nivelul ăsta, deja ești iluminat. Cine ești tu? Facem la interval de 5-6 luni ca să vedem dacă tratamentul funcționează. Da, dacă faci ce trebuie, dacă te îndrepți în direcția corectă, să analizezi. Într-o propoziție, ce vorbim data viitoare? Ce vorbim data viitoare? Vreau să nu uităm contextul în care avem noi toate discuțiile astea, și anume, noi ne dorim relații sănătoase, dar nu avem cum să avem relații sănătoase în momentul în care există toate aceste roluri, de persecutor, salvator și victimă. Ori de câte ori jucăm rolurile astea, noi îi abuzăm emoțional pe ceilalți. Și, evident, abuzul ăsta emoțional este, are multe forme. Și vreau să scăpăm odată de abuzul emoțional, pentru că ne ferim de abuzul fizic, sexual, verbal, că astea sunt rele, sunt vizibile. Mă, dar adult, abuzul emoțional. Pentru că nu-l vedem, nu-l simțim. Și doare cel mai tare. Nu-l vedem, nu-l identificăm așa ușor, dar ăsta face ravagii cele mai mari. Și asta vreau să scoatem puțin în față ce este abuzul emoțional, cum ajungem să fim abuzați emoțional sau să abuzăm pe alții și cum putem să ajungem la relațiile sănătoase.
Îți mulțumesc tare mult, Florin. Întotdeauna este o plăcere să petrec timp cu tine la această masă. Ne întâlnim miercurea viitoare și cu Florin, dar și cu voi, aici la A7 de la ora 19. Sunt Consuela Bălașa și vă încurajez să acordăm atenție relațiilor noastre și nouă. Trebuie să ajungem la cea mai bună variantă noastră. Sunt Consuela Bălașa, la revedere! A7 TV. Trăiește viitorul.